Haos și altercații pe traseul Bălți-Sângerei după ce poliția a oprit ieri la ieșirea din oraș autobuzele și microbuzele pline cu protestatarii care urmau să ajungă la Chișinău. Câteva sute de oameni din mai multe raioane din nordul țării au pornit pe jos, iar în preajma satului Mărinești, aceștia au blocat traseul național Bălți-Chișinău. A fost nevoie de intervenția poliției pentru a restabili circulația, dar și a calma spiritele oamenilor nemulțumiți. Ne ducem la protest. Noi ne zdăm și ne zdădim. Dar ce vreți să protestați? Să dăm jos pe Maia Sandu, că o bătut joc de tătă țara asta. Proștii de la pas! Maia Sandu! Куда вы идете? Маю Санду! Куда вы идете, скажи? Я иду за справедливость, я иду. Меня не устраивает эта власть, потому что нет работы, нет зарплат. Прямо по дороге. Так прямо куда? До Кишинева. Туда люди идут, туда и мы идем. Такое хорошее наше правительство. Довело всех людей на нищету. А вы как-то собирались с кем-то или просто вы одна идете? Я одна иду. Я иду на митинг. Да? На митинг, а что? Какой митинг? В Кишинев. А кто организовал этот митинг? А зачем вам это нужно знать? Права отстаивать свои. Nemulțumiți de situația creată au fost și sute de șoferi care au așteptat sau au făcut cale întoarsă din cauza drumului blocat. Eu am jumătate de ani când am fost la mame, tu înțelegi? Eu bag de 80 de ani, e? Toți ca mata! Eu acasă mă duc la, am familie, am soție, mă așteaptă cu un copil bolnav acolo, cu un nepot. Credeți că sunt plătiți? Numai decât, numai decât. După ce au mers pe jos 6 km, oboseala a învins dorința de a protesta. Simpatizanții partidului Șor, care urmau să ajungă la Chișinău pentru a-și exprima nemulțumirea față de actuala guvernare, s-au întors înapoi. Precizăm că polițiștii au inițiat mai multe proceduri pe faptul blocării traficului rutier pe 5 drumuri naționale, dar și pentru ignorarea cerințelor legale ale forțelor de ordine manifestate prin comportamente violente și agresive față de oamenii legii, ultragierea și deteriorarea mijloacelor speciale din dotarea poliției.